Atanase Scatiu, de Duilu Zanfirescu. Distribuția: Tănase Scatiu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Dinu Murguleț, Nicolae Neamțu Otonel, Tincuța, Adela Mărculescu, Profira, Maria Voluntaru, Nae Eftimiu, Mihai Pălădescu, Iorgu, Ion Siminie, Stoica, Nicolae Botez Lucian, Banchierul, Mircea Constantinescu, Lefter, Sabin Făgărășanu, Zoițica, Camelia Stănescu, Ministrul, Iulian Necșulescu, Mihai, Stamate Popescu, Doctorul, Ion Gheorghiu, Marița, Tamara Vasilache, Regia muzicală, Mihai Roman, Regia de studio, Ion Prodan, Regia artistică, Mihai Zira. Da, să mergem la locul cu pricina, domnule Tănase. Plecați dumneavoastră înainte cu trăsura, domn judecător, că eu viu pormă călare. Da. Să nu se zică că așa așepă dincolo. Da, e mai bine să mă las singur, spun drept. Da. Văzui că țăranii sunt agitați. Parcă nu sunt ale lor. E, de gucoane, matale, nu-i cunoști pe țărani. La oraș și la tribunal sunt cam ei. Aici scalupul. Numai eu știu cât te trag de pe urma lor și cum îmi scot pâinea. Da, așa e. Bine, atunci eu mă duc. Cată să ajungi odată cu mine la câmp. Da, da, n-aveți grijă. Da. Dai drumul, ceară! Coane! Ce n-ai? Să vedeți. Mă spune dată, ce? Adică nu te mai bâlbâi că n-am vreme. Zicea Chiru Cârciumaru că să aveți grijă cu țăranii, că-ți porniți rău. Ferească Dumnezeu de lovitura prostului. Da, și ce mai zicea? Păi că să nu vă dați jos de pe cal și să nu-i întărătați, că și așa... Tot nu mă cunoști, n-ai. Degeaba te țin pe lângă mine și mănânci pâinea. O să iei un cal și te duci la viroagă. Imediat, auzi? Îl găsești acolo pe ghiță polițaiul de la Călăraș cu 20 de jandari. Îi iei și îi aduci la câmp. Peste jumătate de ceas să fiți acolo, că altfel te eras pe bot cu mine. Hai, întinde-o! Asta când ați mai aranjat. Încă de aseară n-aie, dar ce ai crezut că-s chior? Nu m-am gândit. Tu ce ai făcut cu moșia primită ca zestre? Ai mâncat-o și ai ajuns la ușa mea muritor de foame. Așa ai, mă, orba! Era ipotecată. Ipotecată? Dai că mi-am umblat desculț pe aici și tatălui Conudinul, socrul meu, ăsta țâfnosul. Punea de-l bătea cu biciul când avea chef. Tu care ți-ai mâncat avutul în vasă de la mine, cum să faci o moșie? Vezi, un an o să mai țin în palmă încă trei sate. Cum îl țin pe ăsta și cum vă țin pe toți. Hai de fugă, așa ai grijă să nu întârzi. M-am dus, coane. Și eu, că mă așteaptă judecătorul. Ăla te se caută mereu de lege prin toate buzunarele. Dar ce-i asta, oameni buni? Lăsați-mă să trec, că uite, mă așteaptă domnul judecător. Așa ne-a fost vorba, coane. Păi, de ce, moș Stoicu? Că doar așa am zis, că să ne căutăm fiecare dreptatea la judecat. Noi ți-am zis că la judecată nu mergem. Mai bine îți facem vreo povară. Păi ce povară să faceți, bade, că nu le împliniți nici pe cele vechi. E, păcatele noastre, dar păi cine-ți muncește pământul? Cine-ți muncește? Banii mei, moșule! Ia uzi, bă, că eu până azi n-am pomenit bani de la așa e, n-am pomenit bani. Dacă-ți gura, leftere! Așa e mai bine, cum vă spun eu. La judecată nici eu nu vă înșel, nici voi pe mine. Dar băi, parcă n-o să ne judece tot boi. Corb la corb nu scoate ochii. Ai băut ceva, leftere? Ba n-am băut, dar ce umble să ne ia pământul? Tâlharul! Să nu-ți pare rău, leftere! Calcă tu numai pe pământul meu, că te zburătuiesc, hoțul! E băut, cocoane. Băut? E, las că-l învăț eu minte. Băi, să nu ne iei pământurile, sărac de maica noastră, că ne lași pe drumul. Păi ce să vă fac eu, moș Stoico? Ce să vă fac eu? Pe planurile mele de hotărnicie așa stă scris. Că grindul de la Cucuieți până la Eleșteu este al statului. Eu mi-s dator să apăr averea statului, că altfel o plătesc din buzunarul meu. Da, băi, statul de ce tăcu până acu și ca? El nu ia de la noi, el ne dă, că de-aia e statul. Dar cine v-a băgat în cap și asta? Așa zice lumea, ce că o să fie poruncă de la guvern să se împartă toate alea. Da? Apoi atunci așteptați porunca și lăsați-mă în pace. Păi noi nu știm, coane, că omul fără carte e ca vita. Așa s-a zvonit, că ar fi poruncă să se împartă pământul. Să vă împartă pământul așa, de pomană, că ai cără.
Poate să se împartă și câte un soldat la fiecare muiere văducă, că avea nevoie. Dar dumneata, mă, Stoico, ai primit să-ți împartă pământul? A? Să-ți ia fata și nevasta, să-ți împartă așternutul, să-ți ia oala de pe foc, să-ți ia boii de la juc. Cămatalea e patru, iar bilțivul ăsta de lefter n-are niciunul, fiindcă i-a băut. Ai fi băut banii tăi, hoțule. Ia mai taci odată, leftere. Ei, ia zi, îți împarți boii cu ei, moșule? Dă-i și lui doi, că n-are. Păi dacă e de dat, dă-i matale, că eu am numai patru de matale. Eu să-i dau lui lefter. Poate de nu mă înjura. Da, așa. E, și acum am dus oameni buni că mă așteaptă judecătorul. Las cum veni și noi cu coare. Haideți, haideți, haideți. V-am așteptat, domnule Tănase. Ia mă opri la vorbă, că Alicia nu s-a apropiat dinspre pot. Le e frică de dumneata, că să știu cum usca păcăciulă. Țăranul a ajuns azi mai deștept ca boierul de un judecător. Să uați, imediat te bagă în cofă și să plâng mereu. Niciodată nu le ajunge. Să aibă ei pe cabelele noastre. Așa, așa. Să spun drept, nu ia bună, să știi. Dumneata ești legea, domnul judecător. Și legea nu se schimbă cu una cu două, după cum vor toți calice, asta nu? Asta e adevărat. Păi, bună vreme, oameni buni! Bună vreme! Să trăiți, conașule! Ei, dar ce aveți, fraților? Ori credeți că am venit cu dușmănie la dumneavoastră? Dar liniștiți-vă, fraților, am venit numai ca să stăm de vorbă cu toată lumea, să ne uităm la lucruri cu pricină și să vedem de partea cui este dreptatea. Dreptatea să fie de partea ciocoilor astea! Așa e verde! Păi asta e știută, să nu-i calce piciorul pe locurile noastre! Să plece de-l fără de aici! Domn judecător, eu zic să poftiți întrăsură, plecați acum și nu-ți veni altă dată. Ascultați-mă că sunt bătrân. Dar cum te cheamă, taică? Stoica, boierule. Bade, Stoica, bade, Stoica. Astâmpără-i, bade, Stoica. Să stăm de vorbă ca oamenii, frate. Nici Dumnezeu nu-i mai astâmpără de acum. Nu ne luați pâinea de la gură, conașule, conotănase minte. Dar el poate da, dar eu... Pleacă de pe pământul nostru, dar eu... Luați pâinea de pe mine! Să nu îndrăsniți, că... Hai, ia să îndrăsniți! Arde-l pe foc! Băiți-l! Care ai aruncat cu pietre, mă, ai? Calicilor! O să pândați oamna! Acu, domn judecător, să vă mai judecăm și noi o leacă. Ai mâncat să ai băut la ciocoi, ai? Fraților, fraților, oameni buni, nu sunt vinovat! Jos, iar jos cu el! Dați-vă, creștinilor, mă, ce face? Nu stăm moși, Stoico! Dă-te din drum să nu plătești pentru ei! Ce vă legați de om? Ce v-a făcut dumneavoastră? Ți-a mâncat la oțul de scatiu! Dar ce iarați să fac, fraților? Domnul Sotirescu m-a invitat și eu... Nu să mai lați! Dă-te jos, stâmpurile care vrei să le zărăcești! O să pun joc, n-a leftele și-ți mor plozii de foame! Dumnezeul lor de bandiți, tâhar de drumul mare! Altă-l ce mai aștept! Prinde-ți pe drumul darbă cu ei! Unde-i ducem pe țăran, domnaie? La conac și buieră acolo, că l-au lovit de la un plut de sânge, domnul comisar. A avut cal bun, caldele îl omorau, au ajuns ca fiarele, domnul comisar. Nu te muia, domnaie, strânge fălcile, dacă mai ai nevoie de dinți. Ține-ți firea, abia începe circul. Oi aranjez eu acuși, o să le treacă cheful de răscoală. Și nu-ți mai face cruce, tot n-ajută la nimic. Hai, hai la conac, că avem noi leac de boală din asta. Ajută, Doamne, și ferește! Mai rău ca fiarele, Doamne! Naie! Vă doare coane! Las că nu mor. Auzi, du-te la maică-mea și cere-o damigeană cu rachiu. Șterg arcurat să mă leg la cap. Imediat. Așa. Tănase. Ce-i, tată, socrule? Tu știi ce se întâmplă în curte? Ce să se întâmple? Iau o anchetă de-a jandarmilor. Ce, te supără cumva la urechi? Asta numești o anchetă? Asta e tortură, schingiuială, ca pe vremea turcilor. Văd că de ei ți se rupe inima, nu de mine care sunt cinere.
Tu și fita mă iubiți ca sarea în ochi. De ce te-aș iubit eu, noase? Păi așa s-ar cuveni. Întâi că suntem rude, al doilea că acuși vin în casa mea, că ești bolnav și nu mai poți sta singur, mi-a zis doctorul. Al treilea că ți-am luat fata de nevastă, că nu o cerea nimeni. M-am îndurat să nu o las să moară fată bătrână. Ticălosule. Al patrulea că ți-am făcut o nepoțică frumoasă, seamănă cu mine. Și o să aibă cine să-ți numere dinții la bătrânețe, că s-or mai rămâne. Și am ajuns, doamne, să-și bate joc de mine, unul ca ăsta, ules de pe drumuri. Vezi, tată socrule, dacă te bagi în treburile mele și vrei să mă bagi jocurești, mai bine ascultă-mă. E, află că Mihai Comăneșteanu era de o mie de ori mai bun ca tine și mai deștept ca tine și voia să ia pe tincuța de soție. Te cred că era tânără și frumoasă, bogată, bine crescută, ce mai încoași colo avea de toate. De ce nu i-ai dat-o ăluia și mi-ai dat-o mie? Așa a vrut răposată nevastă mea. Aici nu-mi place, nu spui adevărul. Erai matale omul să te iei după altă. De la cine am învățat eu să fac numai ce vreau? Atunci de ce crezi că ți-am dat-o? Ai văzut că bag pe oricine în buzunar, că stare și că o să ajung cineva. Îți iubești boierii de neam din născare, dar știi câte parale fac? Că-s bun numai de vorbe frumoase și să învârtă cărțile de joc, că li s-a subțiat sângele și ai vrut să ai nepoți sănătoși, nu că aia nobil. Niște prăpădiți pe care îi bate vântul și mor dintr-o răceală. De asta mi-ai dat-o. Să zicem că ai dreptate, dar acum doare sufletul de ce-am făcut. Dar de ce, Nic? Ce-i lipsește ceva? E cucoană? Are o casă cum n-are multă lume în țara asta? E îmbrăcată ca o prințesă? N-aude o vorbă omenească de la tine. Mitocan ai fost, mitocan ai rămas, da. Vorbesc cum a învățat mama. Că n-am mers pe la Paris ca alții. Că am stat aici pe pământul ăsta să scot din el bani și putere. Dar parcă eu am auzit vorbe omenești de la ea. Sunt mai rău ca o slugă în casa asta, tatăl socrului. Asta meriți. Ba, merit mai mult și o să am. Da. Și acum ce faci cu moșia dumitare? Ce întrebare e asta? Ca și până acum. Vorbești de parcă ar sta toate în loc neschimbate. Spui prostii. Pământul se învârtește, soarele se învârtește și cerul cu stelele. Timpul trece. Fă, stai lene cât ai fost. Ori nu știi vorba asta. Mai sunt, tănase. Nu, ce-a fost verde s-a uscat. Și ce vrei? Păi, ce să vreau? Vreau să-mi treci mie hățurile, că doar o fată ai. Aha. Și o nepoată ca Zoițica. Aha. Și o pietruiele mă zbat și fac tot. Asta urmărești, va să zică. Vrei două moșii? Ba, vreau patru, că știu ce pot. Vreau să am tot pământul, de la București în jos până la Dunăre. Vezi că pe aici sunt și pietre tănase. O să-ți rup dinții în ele. Și ce-ți pasă dumitale de dinții mei? E, zi, cum rămâne cu moșia? Mi-o dai să-ți o administrez? Când ți-i vedea ceafa. Mm-hmm. Du-te de le spune să oprească tortura. Te dai departe a răsculaților, tată socrule. Parcă spuneai că-ți place ordinea și supunerea. Îmi place ordinea, dar acum nu-i vina lor. O fi a mea. A ta e, că prenjul poi. Să-i exploatezi mai cu măsură, adică. Bine, numai că măsura ma tale nu mi se potrivește. Că eu nu-s cu un picior în groapă. Os de boier vechi și te tem de bici. Ete, tatăl ma tale nu se temea, că l-a încercat și pal de taică meu. Liberează oamenii, banditule! Ce? Poftiți, dragi ușor, băsor. Bine, Naie, trimite-l aici pe Donghiță. Imediat, conaș. Luga sluță. Dar să poate să vorbești așa de domn Naie, tată socrule? Vai, e doar boier vechi și el, numai că a scăpat mai de mult. Și acum stă pe lângă mine și învață. Și bine face. Peste un an, doi, iar îl vezi cu bani. Și e și deștept. Da, știe că trăiesc cu nevastă sa. Știe, dar taci. Da, boier. De om subțire, să face că nu vede. Te călosul. Poți chemot? Da, ia loc, Donghiță. Mulțumesc, bani. Donghiță, uite, socrul meu s-a muiat la bătrânețe și zice să-i lași pe calice aia să plece. Păi, atunci să le dau drumul. Stai, nu așa. Eu zic că abia acum să-i bați mai bine și așa o să și faci. Că eu sunt cu plata, nu bătrânul. Ascultă, comisare. Da, coane. Dacă nu le dai drumul imediat, te reclam la prefect. Și te dau la ziare. Că chinuiești oamenii după cheful unui ciocoi. Mă bagi în belea, coane tănase. La ziar, ziceai.
Bă, eu-s dipotat. Umblă ziariștii după mine ca niște căței. Pentru cinci poli ăștia o jură și pe măsa. N-ai tu grijă că te acopăr eu. Și banii? Poftim numele-i. Lipsești un pol, coane, vorbisem de 10. Lasă-mă, că n-am acolo la mine. Și dau altădată. Bă, bine, s-o prim bătaia, ce zici? Bine, bă, bine. Mai trage-le un rând și gata. Și ia damigea asta de rachiu pentru băieți, că ar fi obosit săraci. Mulțumesc, mulțumesc, coane. O să te coste capul. Și ce-ți pasă? Îți las fata bogată, nu fa-n dosită cum am luat-o. Și să-ți mai spui ceva, taică. Poate că așa mi-a convenit mie să se adune proștii și să urle și să dea cu pietre. Acu e al meu pământul și o să chelălăi numai când m-o vedea. Cine mai ascultă? Judecătorul? S-au înșelat oamenii când te-au porecli Scatiu. Scatiu e o beată pasăre amărâtă și ciupulită. Uliu trebuiau să-ți spună. E, dacă e așa, mă bucur că ai priceput singur și n-a fost nevoie să-ți deschid ochii cum știu eu. Nu te pune în drumul meu, tatăl socrule, că am plis cu tare. Blestematule! Hei! Uite-ți că v-ați lăsat străsura, unde e? Dar ce nu-i nimeni în casa asta? Hei! Liniștește-te, Tănase, suntem toți aici. Numai că nu te așteptam așa de vreme. Dar ce, ești supărat? S-a întâmplat ceva? Ea nu m-a mai descoase cu coana. Unde e fetița? În camera ei cu Madame Reder. Are lecții de germană. Ha! Auzi, germană! Să coasă golea un nasul de habar n-are. Germană-i trebuie! Dar tu zicei că vrei să o crești după rangul ei, că e fată de deputat. Sigur că vreau! Dar cu ăsta unde e? Ce fel de valet n-a găsit? S-a boierit și el, ai? S-au presit boierii în casa asta ca muștele alea galbene. Numai eu am rămas mozic. Vrei o dulceață, Tănase? Vreau pantofi, asta vreau! Costiu! Treci mai bine la tine în cameră, că ți-am pregătit tot ce trebuie. Nu te descălța aici. Ia, slăbește-mă, dumneata, cu învățăturile. Să-mi vezi pe cine ai mai învățat după mine. Să rămână, tăticule! Acum vii tu să-l vezi pe tatu! Bine venit, tăticule! Eu mă duc la lecție, mămico! Ba, să faci bine, să stai aici! Lasă-o, omule, că plătim profesoara de pomană. Mă, ce mai economă v-ați făcut, ră! Tatu, e om bogat, zoițico. Dacă vrea, aruncă banii pe geam cu pumnul sau ia o profesoară, maică-te, să o învețe să-și iubească bărbatul. Tănase. E, gata, gata, am glumit. Auzi, nu vrei să stai cu tata, Zoițico? Nu. Atunci marci de aici! Mama! Marci să nu te văd în ochiul râd-o! Rău te porți cu fata. Te mai mir că se teme de tine. Neam al dracului. Știu eu cu cine seamănă. Și ia mă dușmănește aici. Dar și cu tătura asta nouă. Și calea, ai cui sunt? Îți plac, ne? Sunt grozav și trăsura e foarte frumoasă. A venit cineva în vizită la noi? Am venit eu! Dipotatul Tănase Sotirez cu tatăl Zoițic și soțul Matare, ce nu ți ajunge? Nu înțeleg. Ai noștri scai și trăsura. Ți-am adus cadou cu coana să te mai văd și eu râzând. Ai noștri. Nu te bucuri? Ba da. De cine mai păcălit de data asta? Potopeanu. Află că nu mai are mult madam. Altul care își mănâncă starea și-l vezi mine pe mine pe la ușe. Mă și așa ipotecat, o casă la fel. N-are lăscaie în buzunar, dar fala-i mare de el. Auzi, să-mi spui cum a fost? Spune. Mi-a suflat mie unu o vorbă. Și mă repet pe la Fialcovski așa, ca din întâmplare. Conu Costică, Otopeanu șoptea pe-n colțuri cu cămătare. Cum mă vede, sare de gât. Pe, ce noroc, ce bine pare că te văz. Să-mi dai 8.000, nene Tănase, și ți-o oprești din arendă. N-am un ban, coane, zic. Du-te pe la vreun banchier și ia, că-i cunoști, dau orice dobândă. Dar ce, coane, arde, zic? Arde rău, omule! Datorie de onoare de la cărți. Dacă nu plătesc până de seară, mă împușc, sunt dezonorat. Bine, coane, și-am plecat. Am plecat și m-am întors după o oră. Chipurile supărat, foc. N-am găsit decât 6.000, Costică, zic. Și mi-e și rușine să spui cu cât. A furisitul ăla de cămătar cere 17%. Bine, bine, a zis el. Și a semnat polița fără să se uite la ea. Dar de rest, ce fac, zice? Păi, știu, eu... Auzi, coare Costică, vindem trăsura matale și cai că-mi trebuie. Uite, i-aș lua, măcar că mă îndatorez și eu cu 17%. S-a învoit și am bătut laba. Ce zici? Ești grozav, Tănase. Așa e? Numai că îmi pare rău. De ce? Trebuia să lucrez mai bine. Așa, nu ești mulțumit.
Păi bine, Timcuță, nu vezi că l-au mâncat alții? Nu era mai bine să-l pui eu de tot în pungă, că mi-am trecut anii muncind pe munșia lui? Tocmai de asta credeam că ți-e milă de el, doar te-ai îmbogățit pe lângă el. Boieri, boieri cum să apără. S-au dus vremurile alea. Acum, Chimiru, ai bani, ești boier. N-ai bani, poți să fii coborât cu hârzobul din cer tot degeaba. Este. N-ai milă de oameni, Tănase. Doar și tu ești boier. Milă ai? Vorba popii. Cine dă cu mâinile, aleargă cu picioarele. Iar el ce plânge pe sărac să-i poarte traista. Că eu neaca să-mi trăiască. Că de lume puțin îmi pasă. Moșia mea, caii mei, toate alea, ori nu-i așa? Omul mai trebuie să-și ajute, nu să profite de nenorocirea altuia. Ha! Nenorocire, zici? Că umblă cu muieri scumpe și joacă toată noaptea cărți și bea și aleargă mereu prin străinătățuri și... Ma, te rog, ne aud slugile. Să audă! Pentru cine adun? Nu pentru tine și pentru fita. Băi! Dar noi nu mai mâncăm azi? Ba da, hai dincolo că masa-i pusă. Ne-or fi așteptând ceilalți. Să aștepte! Zoițico! Da, tăticule! Aduc ibriturile. Nu mai aprinde țigara, Tănase, că mâncăm imediat. Lasă-mă, madame, că-s nervos. Dar ce-i omule, că doar ai avut o zi bună cu câștig. Aia cu nenorocitul ăla de vizitiu procopsit de la dumneavoastră. De la noi? Te auzeam că l-ai de vreo 10 ani pe Petrea vizitiul. Îl am, dar cine mi l-a culăcit de gât? Tatăl dumitale. Se înțelege tot bietul tata-i de vină. Păi da, că m-am luat după el. Și că iubește cai. Mi s-a suit beat pe capră de era să strice trăsura nouă și să rupă gâtul. Află că l-am aruncat în drum în noroi și nu-l mai primesc înapoi. Cum vrei tu, tăna? Îi rup vasele dacă îl mai prim pe-n curtea mea. Unde-i mama? Am chemat-o de două ori. Păi cum o chem dumneata? O bună țuică. Mama! Nu țipa că mă duc eu îndată să o chem. Na, nu vă deranja, risiți, vă rog. Să nu vă piară pofta de mâncare. Mamă! Că vin! Hai, bătrânul, că e tineri, n-așteaptă! Mă, ți-i aștepta, mai că da. Dacă nu m-a chemat nimeni... A ce miroși, mamă? Idei, știu că omul bun... Boala mea tare aș vrea să o am eu. Bătutea Dumnezeu, veneticule și dușman. Ia l-ai băuțuică! Dar poi ce-ai vrea, mă, nepricopsitule, să beau dracoveniile alea letale? Apă de vax, apă de Buddha, apă de naiba, tot apă și iar apă. Da, dar nici suică toată ziua nu merge. Care suică, tartore? Rachiu de drojdie curat, coleacă de izme, de ți-a durerea de la ringurică cu mâna. Nu vezi că te-ai buhăit? Nu ți-e rușine, obrazule, pocitanie, să vorbesc mie așa? M-am buhăit eu, a? De-aia te-am făcut și te-am crescut eu, mă? Stai, bre, eu zic pentru binele matale, nu... Să te ia, dracu, că mai bine te făcea mort, păcătosule. Hai, te mai enerva, mamă, că-ți face rău, ce rău. Asta e ciorbă de linte cu coadă. Să-i spui bucătăresii că eu dorm pe gât. Zoițico, ție-ți place ciorba asta? Da, tăticule. Dar dumneata ce mănânci, mama? Ai ce mânca? Cum, doamne, iartă-mă să n-am. Că doar e de toate din belșug. Da, mănânci, văz, și de post și de dulce ca la hotel. Da. Ai uitat de Dumnezeu, babo, și de postul Crăciunului și de-aia nu mai plouă la vreme. Zis să-mi aducă niște oloi de in să pot mânca mazăle asta bătută, că ai făcut-o de o săptămână. Nu mânca oloi, omule, că iartă-mi bolă. Ce-ți pasă, dumitare? Degeaba te uiți urât la mine. Mazăle e făcută astăzi, special pentru dumneata. Ia și o bucată de carne. Ia, numai, eu nu-s păgând să mănânc carne miercuri, am post. Așa am trăit toată viața și mi-a mers bine. Vreau să mă înveți dumneata ce să fac. Dar ce faci, babo? Iar mănânci de dulce. Te bate Dumnezeu, mamă. Aoleo, iartă-mă, doamne. Păi ce să fac, maică, dacă așa vrea Timcuța? De ce nu lași lumea în pace, omule? Așa este, am rugat-o să mănânce carne, ca așa a spus doctorul. Bine, 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 bine. Mănâncă, mamă, mănâncă. Dumnezeu nu are grija mea tale. Are grija mea. Da, maică. Are grija mea, că mi-a dat o pagoste pe cap. S-a întâmplat ceva, Tănase? Ia, ne cade și nouă. Colea, o vizită în vacanța Crăciunului. Ce vizită, maică? În scaiva neamuri de la țară, a? De la țară, ai? Da, de unde, maică, de unde? De la țară. Vine ministrul de interne, băbuțul, în inspecție. Păi la cine era să tragă în gazdă? La moșicul de Scatiu, săracul. Că numai el poate să-l primească cum trebuie.
Asta e sprava domnilor deputați și senatori ai noștri. Eu le-am zis, mă înțelegi, să dăm fiecare câte ceva și să-i oprim, o dă-i la hotel. Nu, că nu se poate la hotel. E? Atunci să-l primească doar Alexandriu. Ba nu, ci că nu poate. Mă înțelegi? O să-ți dea o decorație, maică. Taman nimic n-ai priceput. Apoi eu dacă vreau capăt decorații câte poftesc. Dar eu umblu pentru alegător dacă-i vorba. Mai vine cineva cu ministrul? Dar de ce întrebi? Știi că nu avem loc pentru mai mulți. Da, poate să vie cu flecușorul ăla de Mihai. Comăneșteanu, neamă dubitale. Cum? Dar ce a ajuns Mihai, măi, că ce a ajuns? A ajuns. L-am numit de la noi la Ministerul de Interne. Șef de cabinet. Un fel de scriitor așa acolo. Ce te lauzi degeaba, Tănase? Tu n-ai mișcat niciun deget pentru Mihai. Păi sigur, așa zici, mătăruță, mereu. Pentru neamurile dumitale niciodată nu mă mișc destul. Rudele mele, slavă ție, Doamne, că n-am mai multe rude, că altfel mi le-ai scoate pe nas de 100 de ori pe zi. Adevărat, puține ai, dar bune. Să știi că așa-i. N-ai să zici că pe nenea Matei și pe tata i-ai pus în slujbă. Astea singurele mele rude adevărate. Da, da, nenea Matei al dumitale e cu stea în frunte. Păi că nu-i chip să te miști pe aici de nânsul Matei. Parcă ar fi păr în păra, mă înțelegi, mea ta. Ia un zevzec și nimic mai mult. Cam ai, cam toți ai dumitale. Unde-i locul prea înalt și nu ajungi cu ghearele, arunci cu noroi. Ca măcar să murdărești totul și să-și piardă prețul. Aia! Te porți ca un sălbatic, Tănase. Mi-e silă de tine. Bine. O văzuși, mamă. Nu poți să-i spui o vorbă de a ei, că se face foc. Că... Ce a dormit, babă? Hă? Ai zis ceva? Cine? Eu, Coane, m-a schimbat. Da, da, intră, da, intră. Ce mai nou pe întârmă? Ce că vine ministru de Crăciun. Păi, mie îmi spui. Da, de Otopeanu, ce știi? Nu știu nimic, Coane. Nu știi nimic? Să cam clatine. Stă să cadă, n-ai, e pădric. Ia te uită, domne. Boier vechi de familie. Haide, nu face pe prostul cu mine, că nu se prinde. Cât ai dat? Eu, Coane, ce să-i dau? Cât? 10. De unde, bă? Când aveai decât vreo 5. Restul l-ai luat din banii mei, ei? Nu, domn Tănase, să mor. Am luat de la Alexandriu. Alexandriu? Ține banii ăștia. Ține banii ăștia și-i dai înapoi lui Alexandriu. Încă nu-i timpul să joci fără mine, n-ai. Coane, Tănase, mi-am cărunțit părul. Nu mai am 20 de ani. Sunt aproape bătrân. Văd și eu și știu. Păca de beata nevastă, dacă e femeie în putere și frumoasă. Nu de acla e vorba. Păi atunci de ce mi te plângi că ai îmbătrânit? Când de? În tinerețe te-ai veselit pe la chefuri cu femei și jocuri de cărți? Ți-ai tocat averea așa cum trebuie să slujești, ca să nu crăp de foame. E vina mea, mă. Nu, boierule, mai de mine. Spuneam numai că aș vrea să-mi fac și un rost mai ca lumea. Ai să-l ai. Ai să-l ai dacă mă asculți, n-ai. Bucata asta... Moșia lui Otopeanu o înghit eu, că-mi trebuie. Păi ce să faceți cu ea, Coane Tănase? Cât timp n-aveți moșia lui Conudinu, care e la mijloc? Mi se pare că întrebarea ta are nea și răspunsul, n-ai. Tu n-ai putere să te bagi în partid asta. Așa că ajută-mă să pui mâna pe moșia lui Otopeanu și ți-o dau în arendă. Nu o să rămâi în pagubă. Bine, conașule, zău că-mi pare bine. Dacă știam că vă interesează, nu mergeam eu cu altul. Eu cât ai trăit, sunt omul dumneavoastră. Haide, lasă, lasă, că te știu eu. Te știu eu, n-ai. Acum, ascultă, ai grijă. Trimite oameni la Otopeanu să-i bage în cap, așa, pe de departe. Că prețul pământului scade, că nu-ți bani pe piață, că... Mă înțeleg, știi tu. Ei, după ce-mi termina cu el, o să avem iar de lucru. A venit timpul să ne ocupăm și de moșialul socrul meu. Să știu și eu, socoteală. I-au slăbit mâinile moșului. Nu mai poate el să-ți ia ta pământ. Dacă nu vă iese jocul, Coane. Crezi tu asta, n-ai? Am pierdut eu vreodată, mă? Nu, nu cred, conaș. Aștept să văd cum ai să câștigi. Sunt tare curios. Ți-e rău, tată? Rău? Da, mi-e rău. Ai nevoie de ceva? Nu, am de toate la voi. Mi-ai pus până și oglinda asta în față să mă văd cum am ajuns. Cocoșat, zigărit, bolnav, cu picioarele umflate, cu părul alb și barba crescută până în ochi, ca dracu. Ca să mă mulțumesc cu ce-mi dați și să nu mai am nicio pretenție. Tată și dumneata,
Ce și eu? Nimic. Vrei să-ți trimit un frizer? Ba să nu-mi trimesc pe nimeni. N-am răbdat niciodată să mă radă altul. Bine, dacă nu-ți place, nu. A venit nebunul de bărbat, tu? A venit. Ce ți-a mai făcut? Iar ți-a zis ceva? Iar ne-a ocărât? Nu, nu. Spune adevărul, nu te ascunde de mine, că eu văd toate. Le știu de parcă aș fi de față. E, și ce am să câștig dacă ți-o spune? Te chinuiește? Nu, tata. Așa-s bărbații de azi, după câțiva ani de la nuntă. Ba, așa-i netrebnicul ăsta de Tănase. Un blestemat, un hoț. Dacă-l văd, îl împușc. Îl împușc. Mi-a furat averea și m-a adus în halul ăsta. Aoleu, dacă-mi cade mână, îl omor. Tată, liniștește-te, te rog. Tănase nu mi-a făcut nimic. Numai că are gură rea, așa el. Atunci, de ce nu-ți mai pasă de mine? Cum? Mă lași mereu singur, bolnav. Nici doctorul nu mai vine. M-a părăsit și el. Oh, Doamne, tată, cum pot spune una ca asta? Doctorul a fost abia ieri. Mâine vine iar. Dacă vrei, îi spun să vină în fiecare zi. De ce ți-s ochii roșii? De nimic. Iar ai plâns? Nu, n-am plâns. Poate de fum. Am vrut să aprind focul la zoițica. Ce-am făcut, Doamne, ce-am făcut? M-am luat după maica ta, Dumnezeu să o ierte. Cui te-am dat, sărăcuța, de tine? Unde-i tincuța mea de altă dată? Te-ai ofilit și ți s-a lungit fața. Atât copil am avut și l-am nenorocit. Lasă, tăticule, ce vină ai matale. Eu am zis da, eu sunt de vină. Ce știai tu? Am crezut că te iubește și că e un vrednic. Nu m-am uitat că-i bădăran. Credeam că-i trece. Asta nu-i răceală să se vindece. Ia-mă, Doamne, de aici, cheamă-mă la tine să nu mai văd. Nu vorbi așa, tată, că doar pe tine te mai am. Eu sunt de vină pentru ce s-a întâmplat. Bine, așa-i, sigur că ești de vină. Și tu și mama și Sașa, cum a tăi al ei, toți ați fost de vină. Din cauza voastră am ajuns aici și mi-am călcat viața în picioare ca pe o cârpă. Toți! De ce sunt toți de vină? M-ai întreptat. Doamne, Doamne, e aproape 70 de ani și nu înțelegi nimic. Trăiți cu povești de când vă nașteți până muriți, cu povești de adormit copii, în care toate sunt frumoase. Oamenii își vorbesc frumos și au simțăminte duioase. Neamurile se iubesc și se ajută. Lumea e plină de suflete nobile. Banii nu contează. Nici ce gândești și ce spui nu contează. Totul e cum le spui. Trebuie să vorbești ca la carte. Trăiți într-o lume încremenită în politețe și bun simț. O lume de basm în care o fată nu poate face ce vrea, numai ce se cuvine. Ce-ai fi vrut să faci? Eu și Mihai ne-am iubit, tata. E adevărat, v-a să zic. De ce nu te-a cerut? Pentru că l-ați rupt de lângă mine și l-ați trimis la studii la Paris. Așa socotească se cuvine. Parcă în țara asta contează că un boier are sau nu are diplomă. Totul trebuia făcut cum se cuvine. A lipsit ani de zile. Nu l-am avut lângă mine tocmai când era timpul să mă mărit. Tot după legile voastre. În vremea asta mi l-ați băgat în ochi toată ziua pe Tănase. Până când m-ați zăpăcit de nu mai vedeam nici cum arată, nici cum se poartă. M-ați măritat bine. Ajunsesem și eu să-l vreau pe Tănase, numai să scap odată de vorbele voastre dulcege și de moșia aia nenorocită unde trăiam ca într-un mormânt. Ți-a convenit, Tănase, ca cinere? Ai crezut că e prost și că o să-l conduci cum ai să vrei, matale, pe el și pământul lui? N-aveai decât să-l aștepți pe Mihai. Să-l aștept? Nu, tăticule. Eram o fată sănătoasă, în putere. Nu eram făcută să aștept bărbatul ani de zile. Trebuia să mă port altfel, să-l îndemn, să-l provoc. Citisem doar prin romane cum se face, să fiu a lui. Și atunci n-ați fi avut încotro și viața mea arăta altfel. Ai fi fost tu în stare de asta? Da, tată. Am umblat cu el noaptea prin pădure sau pe lac, într-o barcă mică. Ziceam că mergem la vânătoare ori la pescuit și ne sărutam. Îl opream. Nopțile alea netrăite mi-o trăvesc viața. Pe
urmă l-ați trimis pe Mihai la Paris. Și așa a ajuns Tănase să ia ce nu era lui și să fie tatăl Zoițichii. Parcă nici pe ea nu mai pot suferi când mă gândesc că e fata lui. Tincuțo, te bate Dumnezeu. M-a și bătut, tată. Dar nu pentru ce crezi, Matale. Se poate? Pot să intru, tată mare? Sigur că da, Zoițico. Acum se vine. Ce era să fac dacă am avut treabă? Unde-ai fost? La madama. Dar ce-ai căutat acolo? M-am dus să-mi termine povestea cu baba cearea și cu fata vitregă. Și ți-a spus sfârșitul? Nu, degeaba m-am dus la ea. Dar măcar lecția pe mâine ați făcut-o. Nici asta n-am făcut. De ce, Zoițicu? Din cauza Mariei. Ce are Maria cu lecția ta? Of, bunicule și Matale, ce să aibă o servitoare cu lecția mea? Ea nici nu știe carte. Ea plângea din cauza lui tata. O fi bătut-o taică-tu. Nu, săraca. Plângea că nu mai vine Petre a vizitiu, că zicea... E foarte rău face madama că stă de vorbă cu slugile. Și tu faci și mai rău că asculți. Petrea e un nărăvaș, un bețiv și așa îi se cuvine. Dar ce s-a întâmplat? Ia niște prostii, ispravă de slugă proastă. Hai, mai bine spune lui tata mare povestea, că poate știe dumnealui sfârșitul. Eu mă duc până la bucătărie și mă întorc. Să vă găsesc cu minți că altfel nu vă mai dau prăjituri. Bunicule, mă iei în brațe? Păi, să te iau, ce să fac? Da, n-ai să mai oftez că-s prea grea? Nu mai oftez. Vai, vai, abia acum te văd eu bine. Ce zbârlit ești, da? Așa-ți, bătrâne, neglijent. Nu-mi place cum arăți, ești urât când ești zbârlit. Atunci pieptă-nă, mă, ce mai aștepți? Vrei, bunicule, să nu-ți fie frică zău așa. Am învățat în părul lui Muții. Cine-i Muții? E, parcă Matale nu știe. Nu știu, zău, uite, pieptă-nă pe bufet. Da. Ce mai pieptene știrb? Muții e băbușa mea. Are ochi albaștri și părul blond. Ce vorbești, domnișoară? Și o smulgi bine? O pieptă nu smulg. Aha. Am învățat să-i fac părul în hârtie. Aha. Știu să-i fac conci ca la cucoane. Știu să-i cos rochii. Da? Mă pricep la toate. Ei, atunci e bine. Vino cu alea și pieptă-nă, mă. Dacă vrei, fă-mi și mie părul în hârtie. Vai, vai, tată mare, Matale, ești domn, doar nu ești cu coană. Atunci ce ne facem? Stai cu minte să-ți aleg cărarea. Așa, să nu cumva să te miști. Nu mă mișc. Te miști, ai zis că nu te miști. Dacă mă cam doare, fetițo. E, cum se poate, că eu dau încet cu pieptenul, nu mă grăbesc. Cât timp am, slavă Domnului. Măcar de-ar da madama așa în cap la mine. Bine, bine, dar ce s-a întâmplat cu Petra Zoițico? Păi să fii, ai mătreață, tată mare. Ești plin în cap. Da, parcă tu nu ai. N-am, zău, ia uite-te. Da, ai păr curat, ce-i drept. Zoițico, da, ia bine. Caută tu colo pe fereastră sub hârtii. Aici, tata mare. Da, ai găsit o cutie? Am găsit o cutie de rahat. Adu-o încoace. Poftim, bunicule. Îți place cum miroase? Miroase a vanilie. Cască gura. Așa. Îmi spui ce s-a întâmplat cu Petrea? Îți spui, da, să nu te înfurii. Nu, am dat mintea copiilor, doamne, iartă-mă. Așa, ai mâncat? Uh-huh. Acum șterge-te la gură frumos să nu te vadă maică-ta. O să-mi spui altă dată ce s-a întâmplat cu Petrea. L-a fi bătut, iar taică-tu. Nu l-a bătut cu pumnul, l-a bătut cu piciul și l-a aruncat din trăsură în noroi și l-a lăsat acolo, în mijlocul drumului. Zicea că era beat mort și se rezema de hoțuri când înainte, când înapoi. Ajunge, du-te la joacă. Ai uitat? Întâi să-ți spun povestea, poate știi sfârșitul, bunicule. Spune. A fost odată ca niciodată. A fost odată o babă rea care avea o fată urâtă și leneșă și o chema Lenuța. Baba mai avea o fată, Marița, frumoasă și harnică, numai că asta nu era ei, era vitregă. Petre nu era bețiv când lucra la mine. Era un plăcău harnic și liniștit, zicea că o să ajungă slugă bună. Nu mai scatiu la nenorocit. Și baba aceea nu putea suferi pe fata vitregă, pe Marița. Așa că-i căuta toată ziua nod în papură.
Voia să o alunge de acasă, ca să poată să-i lase averea toată lui Lenuța, ca să o mărite cu un om bogat. Oare mă fi înșelat, Tănase, când cu facerea foii de zestre? Așa că papa le-a chemat pe fete și le-a spus: luați lână asta și o spălați la râu. Și care din voi nu aduce înapoi lână albă și curată, ca neaua aia să nu mai calce pe aici, să se ducă în lume că nu mai știu de fata mea. Da, da, da. Numai că să vezi, tată mare, ce-i trecuse babei prin cap. Lui Lenuța i-a dat o legătură de lână albă, iar lui Marița o legătură de lână neagră. Cum era biata de ea să spele lână neagră așa ca să o facă albă? Da, da, da. Au plecat ele spre râu, iar Marița plângea și Lenuța râdea că o să-i rămână numai ei casa și banii și pământul babei. Bunicule, nu știi, matale, cum e povestea mai departe? Nu, povestea asta nu o cunosc. Știu alta, cu un căpcăun care umbla să pui mâna pe tot pământul de lângă el. Dar nu ți-o spun acum, că ești prea mică. Poate când o să mai crești, dacă o-i mai trăi eu până atunci. Hai, du-te la joacă. Dacă mai stai mult cu mine, îmbătrânești și tu. Bine, bunicule. Unde-o fi actul ăla? Contractul total. Parcă aici îl pusesem. O fi umblat careva pe la mine. Și piciorul ăsta umflat. Ce mai doare. Mater dracu de picior, metan. De frică mă doare. Și n-am un ciorap ca lumea să mă încapă. Ce le pasă de mine? Bine că le-am dat pe bere pe mână. Acum așteaptă să mor. Ești singur, tată? Da. Unde-i Zoițica? S-a dus la joacă. Nu mai sta cu piciorul gol, că o să te doară iar. Ar că-ți pasă ție, că mă doare. De ce vorbești așa? Eu îți spun de bine, ca să nu mai răcești. Mi-e somn. Noaptea mă sucesc degeaba. E frig și nu pot să adorm. Uite, plec și te las. Culcă-te puțin. Iar vrei să mă lași singur? Când vine doctorul? Mâine. Parcă e bun de ceva. Hai de capul lui. Nu e în stare să dreagă un amărât de picior. Lasă că ți-l dreg eu. Ți-am cumpărat și o duzină de ciorapi noi, de lână moale, largi. A? Cum îți plac, dumitale? Vă să zic că tot ce milă de mine. Doamne, tăticule, dar ce vorbă e asta? Cum poți să crezi că eu... Ia vină-mi coace. Vezi, am făcut? Ce? Am rupt toți ciorapii din scrin. Bine ai făcut că ți erau strânți. Vă să zic că nu mă ocărăști? Eu să te ocărăsc. Cu ce drept? Am dat în mintea copiilor, așa e. Nu mai vorbi așa, tată. Lasă că înțeleg eu, toate le înțeleg. Parcă aș fi în gândul tău. În loc să mă cerți, tu găsești că am făcut bine. E prea le întorci. Nu știu cum să mai dau cu matale. Vezi, asta e, am căzut în copilărie. Nu, tată, ai făcut cu lucru dumitale ce ai vrut. Așa? De ce nu-mi spui ce gândești? Nu mai bine îi dădeam unui cercetător? Bine era și așa. Vezi? Acum mă duc chiar la bucătărie. Du-te, du-te. Trimite-l aici pe Nae. Pe domnul Eftimiu? Da. Dar parcă nu voiai să-l vezi nici pe el. Bine, ți-l trimit. Da. Fahurisit picior. Să rămână, stăpâne. Stăpân, ce scatiu, nu eu. Eu nu uit că ani de zile am mâncat pâinea dumneavoastră. Ba uite, Eftimiule, câți ani mai ai? 44, conașule. La ani ăștia puteai fi mai deștept. Înțelegi că nu te-am chemat să-mi te guduri, nu? Înțeleg toate, conașule. Mâine să-mi prezint socotelile moșiei. Care moșie, boierule? Cum care moșie? A mea, boule! Păi de unde să am eu socotelile astea, coane? Vorbiți cu Conu Tănase. Conu Tănase al Dumitale e un țopârlan și un hoț. Nu mai vreau să văd cât trăiește. Da, eu n-am nicio putere, coane. Da, asta așa e. Nae, moșia e încă mea, după acte. Și voi să o iau iar în mâinile mele.
Lăsați totul așa până la primăvară, că într-o lună ori două se coace treaba și tocmai bine până atunci vă vindecați și piciorul. Bă, tu crezi că eu am secrete și complotul de făcut cu tine? Crezi că am nevoie de unul ca tine? Eu sunt boier vechi, Eftimiule. Îmi iubesc pământul meu și n-o să mă bagi în buzunar nici stăpântul și nici tu. Secrete cu mine n-aveți, boierule, și nici comploturi, dar nevoie de mine o să aveți. Că așa e lumea, își are și viermele în locul lui. Așa a lăsat Dumnezeu, ca să crească florile. Viermele slujește și florile și buruienile. Păi ce să facă și el cu ani? S-ar putea să câștige scatiu și atunci o să-l slujesc mai departe. Dacă câștigi matale, tot o să ai nevoie de mine. Și mi-ar place să câștigi matale, că la matale n-am știut ce-i pumnul și înjurătura. Și... m-aș putea scăpa și de nevastă mea. Asta nu trebuia să o facă. Să se încurce cu nevastă mea, cu Aglaia. Doar sunt și eu om, Coane. Am avut și eu starea mea. Nu sunt țărănoi. E ca o fiară, Coane, vin. Dar nici eu nu suaie să mă jupoaie banditul ăsta. Războiul meu cu Tănase abia începe. Auzi, Nae, când ajunge, îl cauți imediat pe bănică îngrijitorul de la vie și îi dai bani ăștia. 500 de lei? Are norocuțul. Dar ce crezi că-s pentru el, Nae? Am aflat că au venit niște țărani de la Gurguieți să ia bani avans pentru muncă. Și le dați coane. Măi, rău creștinești, Nae. Nu te gândești că se apropie Crăciunul și beți oameni? N-au nici de unele săraci. Cine dă cu o mână, Dumnezeu îi dă înapoi cu două. Cât le dați pe zi la vie? Acum se mulțumesc cu unul, unul și zece. Îl mult, unul și 20. Și la primăvară? E, atunci circă la 3 și la 4 de ziua de muncă. Bine faci că i-a ajuns boierul. Păcat de matale că rămâi fără parale. Da, da, nu, asta chiar așa. Uite, mai trebuie să iau și din banii de casă. Să-i trimit lui bănică încă 50 de lei. Ăștia sunt pentru el. Va să zic că tot are noroc. Are, are, așa. Va să zic că 500 de lei lui bănică, itinerentul de la vie, pentru muncă. Și încă 50 de lei, dați tot lui în contul Efi. Ce ziceai, că are noroc? Omul își face norocul, dar nu la cărți, Nae, la muncă. Atunci eu mănânc ceva și plec. Stai, stai, să-i spui să dea banii la oameni din mâna primarului, cu contract, s-a înțeles? Lasă, boierile, că știi, el doar n-a îmbătrânit pe drumul bisericii. Bă, tu să-i mai spui, da? Îi spui, îi spui. Că altfel nu mai vede nimic de la de ăștia de-i strânge iarna cu oamenii de bunic. Nu-l duce nimeni pe bănică, boierule. Uitați că vine conul Iorgu. Aha. Intră, intră, Iorgule. Să trăiești, scatiule. Noroc. Credeam că te găsesc în pat. Păi bine, bă, la ora asta. Află, frățioare, că eu la 9 seara mă culc și la 4 dimineața mă scol după treburi. Așa am fost eu deprins la maică, mi-a și mi-a mers bine, slavă Domnului. Unii boieri n-au fost deprinși așa. Da. De azi plin de brânză și dau lăscai în pungă. Hai, du-te, Nae, și spune-i să-i puie să semneze, că altfel nu mai văd nici banii, nici munca. Păi dar cum, ia oaia piele de pe lup? Să trăiești, boierule, să trăiești, Coane Iorgule. Du-te, du-te, noroc. Lezneți-e ție, Iorgule. Ai cumpărat casă, ți-ai pus banii la culocit la dobândă și chef nineacu cu banii babachi. Da, ia, 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 șezi. Bei un rom? Păi să-l beau, dacă-l dai gratis. Azi vine ministrul. Azi după masă, parcă nu știi că m-ați încălțat cu el. Păi dar nu era să-l găzduiesc eu care-s frunte opoziție. Bre, bre, da, mari pezevenghi ești. Bă, că mă uit la tine, mi se pare că nu sunt eu așa deștept cum mă credeam. Ei, lasă, lasă, că nici cu tine nu mi-e rușine. Da. Ce, n-ai destule lemne pentru sobă, Tănase? Deci, păi, ce-ți veni? Păi, văzăi că ți-ai luat o slujnicuță nouă, a? M-am gândit că o plătești să te încălzească. Bată de Dumnezeu de caragios. Deci la bătrânețe te mai stă per, măi. La, lasă, lasă, șmechere, că te cunosc eu. E, să spui drept, bine le mai alegi. Da, mai lasă. Dar ce zice cucoana de așa marfă? Da, și bre, că tu auzi cineva, ce dragul. Las că te lucrezi la cucoana. Dai romul, ăla ori mă duc să-i spui. Da, mă, da, haide, ia, 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 uite, da. Poftim. Noroc. Noroc. Măi, Tănase, bună treabă ai făcut-o cu casele astea. Ești deștept. Auzi, dă-o drept, Iorgule. Când mă laudă cineva, mă zburlesc. Numai pe nevastă mi-aș crede-o, dar ea încă n-a găsit cu cale să mă laude în 8 ani de zile. A, bă, doar n-ai venit să vorbim de casele mele acum. Ce este, este. Ia-n ascultă, Tănase, am cu tine două trebi. Una mă privește pe mine, alta te privește pe tine. Bun, să auzim. Uite,
A furisitul ăla de spirache vrea să ia el construcția spitalului și mi-a pus în spinare toate neamurile. Iese ceva, Iorgule? Ce să iasă, bre? Neamuri, alergătură și alta nimic. Să fii tu, al dracului. Zău așa. Bă, te bate al de sus, bă. Fă-mi serviciul ăsta, Tănase, și am și eu ceva și pentru tine. Să vedem, Iorgule. Da, înfăgăduiești? Hai mă, pentru tine e ușor, n-ai decât să-i scrii băiatul ăla lui Comăneșteanu să aprobe licitația. Bine, să vedem. Ma, nu așa, trebuie să înfăgăduiești. Bine, frate, bine. Când îi scriu? Te-ai prostit, Iorgule. De ce? Păi tu nu-i șeful de cabinet al ministrului? Și? Păi vine cu el omul, azi după masă aici. Și așa nu-i mai lucruri de capul ministrului. Dar fără secretar după el, chiar că nu mai e bun de nimic. Cum îl cunoști tu pe ministru? Păi, ce nevoie am? Îi cunosc nevasta. Ești dat, dracule. E, acum, pentru tine. Chilipir mare, Tănase. Tânărul Comăneșteanu s-a pus pe trai și are nevoie de bani. Mihai? Nu știu bine de-l cheamă Mihai. Cumnatul lui Damian. Da, ele. Bun. A venit ieri la mine Izidor Zaraful. Are în mână o poliță iscălită în alb. Ce spui, frate? Sau așa. Caută vreo 12.000 de lei. Cu dobânda după om. Cum o fi? Eu i-aș fi dat numai decât. Vindeam niște hârtii și făceam suma, da? M-am gândit la tine, dragă Tănase. Tu ai mai multe interese prin partea locului. Ai moșia ta. Vrei să o iei și pe-a loc... Vrei să o iei și pe-a loc Conodinu, socru tău, și poate intri și în moșia comăneștenilor, ha? Ce spui? Ce, domne? Nu știu nici eu. Ce? Auzi? Spune lui Izidor să vie la mine. Mă, m-ai nebunit? De ce? Păi te știam mai al dracului la câștig. Cum să stai tu pe gânduri când îți cade așa chilipir în mână? A, uite, cum se poate, domnule, nu-i ajunge că tare păcătos. Auzi, dumneata, hai să dea poliță, n-au la zarafi. Un om așa bogat și încă neam cu mine. Păi, rușinea dracului mă face de râs. Nu minți, scatiule? Ba da, firar să fie, ba da. Mi-ar place să-i dau peste nas neveștimii cu neamurile ei. Că mă crede pe mine porc și pe ei niște sfinți. Dar îmi pare rău de Sașa. Sora lui mi-ai. Ai mai om ca noi toți, Iorgule. Au avere mare. Au, domnule, au cât nu merit. Au Comănești, care e cât un județ. Au case în București, altă moșie în Teleorma și ceva pădure la munte de la unchiul su colonelul. Cu atât mai bine. Îi dai 15.000 și pui în poliță 30. Cum risipește banii, doamne, și mă face de râs. Au zurudele cu care se laudă timpuța. E, asta e. Tinerețe, ce vrei? Aud că are o franțuzoaică la Paris care îl toacă. E, eu mă duc, am treabă. Nu mă uiți cu spitalul, Tănase. N-ai grijă, frate, cum o să te uit? O vorbă are omul. Auzi, te rog să-i trimiți vorbă lui Izidor să vie la mine la 3 după masă, nu acum, că ies în oraș. Bună ziua, domnule Iorgu. Să rămână, nu. De ce plecați? Dacă eu v-am încurcat discuția, spuneți-mi și vă la singur. Femeile nu trebuie să se amestece în afacerile bărbaților. Vai, se poate să vorbiți așa cu Nizo. Dar eu numai pentru dumneavoastră vin pe aici. Îmi bate inima ca în tinerețe când mă apropii de casa dumitale. Domnule, eu... Mi-e dor uneori să mai văd și eu o femeie frumoasă, delicată. Urâtul ăsta de Tănase nici nu știe ce comoară are în casă. Mare craieș, domnule Ion. Am fost Coniță, da? De acum, alții la rând. Să rădu mânuțele. Treburile, trebuie să plec. La revedere, domnule. Să trăiești, Iorgule, să trăiești, mă, noroc. De ce nu m-ai chemat să-l fi servit cu ceva pe domnul Iorgu? De ce? Las, că ia-mi dă-te un pahar, el de rom, ajunge. Auzi, nu știi una grozavă. Ce este? E lată de tot. Spune. Nu, nu o să-ți vie să crezi ce mai. O să-mi vie. Să-ți vie. Păi... Dar ești ca picătura de apă scursă pe ceafă. Tai chef, omul de lumea mai dragă. Orice spui eu, e o prostie pentru tine. Nu te enerva de pomană, omule. Vezi că te ascult. Ce s-a întâmplat? Închipuiește-ți, dragă. Ruda noastră. Mihai e plin de datorii. Mihai? Da, Mihai al dumitale. Al meu? Mă rog, al cuiefi. E plin de datorii. A luat bani de la toți zarafii din București. Pe ipotecă, pe amanet, cu gir, fără gir, cum a putut. Acum umblă pe aici, pe la noi. Izidor Zaraf are o poliție de-a lui iscălită în alb. Auzi tu, caută 15.000 de lei și e gata să se oblige pentru 40. Ca să-ți ție madama de la Paris. Ce e aia o poliție iscălită în alb? Cum, nu știi nici atâta lucru? Nu,
O poliță știi ce însemnează? Da, cam vag. Mă, proastă femeie, mă. Dacă s-ar întâmpla să mor eu, pe tine te-ar mânca toți din toate părțile. Ia, vreau să. Uite, asta se cheamă o poliță. Cel ce ia bani cu împrumut se obligă pe hârtiuța asta să-i plătească la cutare dată și să scrie aici suma primită și aici cadența și scălește de dejun. Ai priceput? Da. Văd că mai toți oamenii cu stare din oraș îți datorează bani. Încă nu mă cunoști, Încuțu. N-ai vrut să mă cunoști. Ia, o poliță iscălită în alb, e, va să zic, o foaie de-astea în care un găgăuță ca domnul Mihai își scălește numele fără să pui suma primită. Decât să iscălești așa ceva, mai bine îți lege o piatră de gât și te dai pe gârlă. Clar? Da, e clar. E clar, dar eu nu știu ce dracu să fac. Cu ce? Tu ce? Cu poliția felecul ăsta de Mihai. E la tine? Nu, e la Izidor. Tot stau și mă gândesc. S-o las? Pune un cămătar laba pe ea și stoarce 40.000 pentru un împrumut de 15. Nu, tot mai bine să o iau eu. Îl scap de o camătă prea mare și l-am și în mână. Ce zici? Eu zic să nu o iei. Nu-ți convine să-ți am neamurile la mână? De ce vorbești cu păcat, Anase? N-aș vrea să o supăr pe Sasha. Na, parcă am uscat rufele pe o frânghie cu dumneai. Ce urât vorbești. Așa știu eu să vorbesc și merge bine. Dumneavoastră care vorbiți frumos, vă mâncați averile ca păcătoși. Te rog, renunță, Tănase. E rușine să afle lumea că faci camătă. Da, sigur. Obrazul cel subțire al cucoanei se roșește. Ia mai dai cu pudră, că trece. Mă faci să te urăsc. Gândește de ce dezgustător ar fi ca Sasha să afle că luăm camătă de la fratele ei. Da, am înțeles unde bați dumneata. Nu te lasă, pleci până nu-mi promiți. Nu te amestecă unde nu-ți fierbe oala, femeie. Mizerabile hoțule! Marițo! Marițo! Da, cumiță? Cheamă imediat răsura! Că trebuie să plec în oraș. Să-i cumpăr ciorap lui Conudinu. Nu spui la nimeni nimic. Bine, coniță. Bună ziua! Să rămână! Dumneavoastră sunteți domnul Izidor? Eu sunt Izidor Coniță. Eu sunt doamna Sotirescu. Să rămână, doamna Sotirescu, vă cunosc. Credeți că nu cunosc pe cea mai frumoasă coniță din oraș? Cu ce pot să vă servesc? Domnule Izidor, aș vrea... Nu știu. Dacă înțeleg eu bine, dumneavoastră nu știți cum să-mi vorbiți. Așa e. Așa e. Atunci vorbiți oricum, coniță, suntem învățați. Nu știu dacă dumneata ai să înțelegi. Orice, doamnă. De exemplu, eu știu că mătăluță, te așteptai să vezi un fel de balaur hrăpăreț și te miri să vezi că Izidor e un bătrân ca toți ceilalți. Cam așa. Asta pentru că umblu cu bani și oamenii cred că banul e ceva, nu știu cum, misterios. Vedeți, e câte unul voinic și sănătos și vede că altul slab și bolnav e mai tare ca el, fiindcă are bani. Într-adevăr, e mai tare. Așa că e fără bani, nu înțeleg nimic și li se pare că și-a băgat dracu coada. Mă rog, cu ce pot să vă servesc? Aș vrea să vă fac o rugăminte. Știți poate că sunt rudă cu domnul Mihai Comănășteanu. Știu. Aveți o poliță de-a lui neiscălită. Neiscălită? Nu, am vrut să spun iscălită în alb. Mă întrebați un lucru la care meseria noastră ne împiedică de a răspunde. Cu toate astea, mă rog, sunteți rude, socot că pot spune da. Suntem autorizați să o negociem pentru 15.000. N-am oprit-o noi pentru că noi dăm bani numai la comercianți și pe termen scurt. Coniță, drept să vă spui, mă mir că domnul Comănășteanu caută bani în orășelul nostru mic și fără capitaluri. Poate numai dacă n-a vrut să afle familia. Da, dar noi tot am aflat. Văd. Ce să fac? Eu bani n-am. Aici, afară de boierul dumitale și alți doi,
toți sunt datori. N-am știut. Vedeți, boierii s-au învățat rău, Conița, v-a ajuns ca niște copii risipitori. Când se face recoltă mare, vând tot și toacă. Pe urmă nu se mai face recoltă și atunci dumnealor se împrumută și iar toacă. Puțin boieri sunt cu minți ca al dumitale. Eu banam. La bijuterii te pricep, domnule Isidor. Nu-s de meserie, Coniță. Uite-te puțin la broșa asta. Oh, la asta mă pricep. Dacă ai polița aici, să facem schimb. O am. Poftim. O să caut să-ți dau și dumitale ceva. Am să vă spui drept, nu mai primesc un ban în plus. Ați dat destul. Totuși. Nimic, Coniță. Coniță, ce faceți? Așa, nimic special. Am ars polița, n-am nevoie de ea. Măi, mă doare inima. Oh, mare rău mi-ați făcut, Coniță. Eu, dumitale? Asta se întâmplă numai în cărți. Asta nu trebuie să se întâmple în realitate. Am 70 de ani. De ce vii, matale, acum să-mi arăți că m-am înșelat toată viața? Ba că și pe fiul meu l-am învățat o lecție proastă. Spune-mi că ai făcut o nebunie, Coniță. Am făcut o nebunie. Așa mai merge. Să dai cu piciorul atâția bani. Doamne, ce vremuri trăim. Domnule Isidor, nicio vorbă nimănui, te rog. Fiți fără teamă, Coniță, am și uitat. Că dacă nu știam să uit, mă făceam bărbier. Dumneavoastră să nu mă uitați, Coniță. Oh, numai de n-ar afla domnul Tănase. Dar ce e, omule, cu tine? Ce-ai pățit? Am înnebunit cu coadă, sunt nebun. E casa plină de parfe ca la bazar. Casă blestemată. Vine un suflet de viață. Liniștește-te, Tănase, te rog, sperii copilul. Da? Ce o să zică slugile? Să nu scolpă tatul. Ramolitul la bătrână aude numai ce nu trebuie. Nu-ți permit. Mătăluță, nu-mi permiți niciodată nimic. Multe se trag de la asta. Ești alb ca varul, Tănase. Ține-ți firea că iar o să te doară ficat. A venit ministru? A venit iar numele de boier că miroase ca o cucoană. A speriat cai de rau să-l dea în șans. L-am împușcat pe forgaș din cuțo. Ce ai avut cu calul, Tănase? Doamne, chiar ca când am văzut că ministrul sare dintre sora mea și pleacă cu alu Alexandriu, am scos pistolul și am tras 6 cartușe. 1000 de lei am aruncat cu mâna mea. Crezi și eu că am înnebunit? Acum ai făcut-o și gata. Nu te mai necăji pentru 1000 de lei. Dumitale, îți dă mâna, că nu știi cum să adună banul. Neata știi numai cum să cheltuiești. Ai vrea să mă fac și eu arendaș? Aș vrea. Ce vreau de la dumneata nu se poate, că dragostea nu se cumpără cu bani. Așa scrie în romanurile la franțuzești de le citești noaptea. Marițo! Marițo, trimite-l pe Petra să-și upaie calul. Dacă putea merge, pane, că l-a schilodit în bătaie. Sau poate, dacă vrea leafă și n-a fost în stare să stăpânească armăsarii. Să rea și pe Niculai cu el, să aducă pielea să mai scoate din pagubă. Eu îi spune boierule să ducă să scoată paguba. Țăran blestemați! Știi ce mi-au făcut? Nu știu. Pe ulița Tăbăcarilor i-au ieșit vreo 100 în calea ministrului și a trebuit să oprim. Am văzut fețe cunoscute, dar nu mi-am dat seama cei că trăgeam în ei, nu în cal. Cine erau și ce voiau, Tăbăcar? Ia, țăranii voștri de la Ciulniței pe care i-au cocolit taptul. I-au dat ministrului o reclamație. Nu știu ce scrie în ea, nici ministrul n-a citit-o pe loc, a băgat un buzunar. Țărănoi blestemați! Auleu, e gata tot pe diseară, că vine tot orașul la chef. N-ai grijă, Tănase, o să fie mulțumiți. A venit și Mihai? A venit. Să-l vezi ce mai vorbește cu ministru, bă, parcă-s frați. Mi se pare că i s-a cam suit la cap puștului. Să știi că am mai luat niște gogoșari. Și o să servesc și cafele. Bine, bravo, Tincuțul. Dar tu nu te-ai obosit prea tare, că ești cam bolnavă. Las că-mi trece. Știi că-mi place să primesc musafiri. Mai ales de la București. Da. Cine e acolo? Eu, Mihai. Se poate? O clipă să iau halatul pe mine, dragă.
Poftim, poftim. Bună dimineața, domnule ministru. Vă rog să mă scuzați, dar mi-a spus aseară să vă trezesc la ora 8. Știu, dragă, te rog să mă scuzi. De obicei nu dorm așa greu. Cum e afară? Destul de urât, frig, lapoviță. Avorisită treabă. Trebuie să plecăm azi la Slobozia. Prost am căzut cu inspecția asta, drag. Vizita, domnule ministru. Nu e chiar o vizită, dragă cu mănăștene. Nu uita că se apropie alegerile. N-ai stat aseară la chef? Credeam că ții mai bine la băutură. Nu m-am simțit bine, mă durea capul. Mă rog, mă rog, drept să spun, nici mie nu-mi fac bine petrecerile astea. Dar n-am încotro. Când se apropie alegerile, numai așa o țin cu săptămânile. S-o ia dracu de băutură și de meserie. Singurul om care se poate numi aici rudă cu mine este doamna Tincuța. Și ea n-a stat decât 5 minute la reuniune. Vezi, vezi, te-ai supărat. Of, 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 ești prea dur, omule. În lumea noastră trebuie să fii mai elastic. N-am de gând să fac carieră politică. Parcă eu am avut de gând. Ceva tot trebuie să faci. Ăsta e un joc plăcut, politica. Ițe încurcate, relații de bani și dacă ești deștept, pui mâna pe putere. Putere e un vin tare, vin parfumat. Vărul ăsta al dumitale, Tănase Sotirescu, știe ce-i puterea. Nu e el prea șlefuit, dar are gheare bune. Nu mi-ar place să mă ciondănesc cu el. Ce vă pasă de unul ca el? Sunteți ministru și aveți hățurile țării în mână. Aici sunt două probleme, dragă Mihai. În primul rând am deplină încredere în onoarea dumitale și știu că secretele mele, pe care oricum va trebui să le cunoști, sunt în siguranță la dumneata. În al doilea rând, nu ți-am vorbit fără un anumit interes. Citește-te, rog, reclamația asta. După cum vezi, țăranii de pe moșia domnului Dinu Murgulese se plâng. Pare scris de un țăran. Sigur că nu. Dar să nu-mi spui mie de agitatori ori de socialiști. L-am tras de limba asta noapte la chef pe prefect. Nici vorba de așa ceva. Sigur că l-au, adică am putea arunca dezordinea în spinarea socialiștilor și să băgăm vreun amără de asta la pușcărie. Nu, domnule, agitatorii ăștia spun că boierii și-a arendat și stotuna, așa că n-ar fi cerut întoarcerea la moșia lui Conudinu. L-o fi scris popa, ori învățătorul. Și ce doriți de la mine? Amândoi sunt rude. Fă ceva și împacă-i. Nu ne trebuie acum agitații țărănești. Mă rog, mă rog, o să spun adevărul. Se apropie alegerile și e probabil că eu voi candida aici. Vreau să împac lucrurile fără să supăr pe cineva. Am să încerc să vă ajut. Permite să mă retrag? Îți mulțumesc, dragă. Grăbește-te și adă-mi rezultatul. Intră. E, ia te uite, Mihai. Sărut mâna, nenedinule. Ce mai faci? Bine. Cum o duci cu sănătate? Păi, nu vezi? Bine, sunt sănătos. Tincuța nu prea e bine. Dar ce are? Cine poate să știe. Ce te foiești? Ai ceva să-mi spui? Da. Am venit aseară cu ministrul în inspecție. Pe drum n-au ieșit în cale niște țărani de la ciulniței de pe moșia dumitale. Ei vor să te aibă din nou. Asta i-au cerut ministrului. Ce copil ești, Mihai. Tu nu știi că eu nu mai am moșie? Nu mai am moșie! Mi-a luat-o tâlharul! A furat-o banditul ăsta de Tănase, care mi-o mară fata. Și Dumnezeu îi știe nelegiurile, îi citește gândurile și nu-l trăznește. Și nici pe mine nu mă cheamă la dânsul ca să nu mai văd. Unchiule, vroiam să te întreb. Dumneata, ai dat toată moșia de zest? N-am dat nimic! El a luat totul, cu șapca! A spus că-s bătrân și neputincios, că mă fură toți din toate părțile. Vrea să mă omoare și pe mine și pe Tincuța. Mi s-a părut că o iubește pe Tincuța. Ăsta ucide și când urăște și când iubește. E ca scroafa, ca aici mănâncă pui abia născuți. Așa au cerut țăranii mei să mă întorc la moșie. Da, am citit și eu. Vai de capul lor. Mă prind că nebunul a și plecat la moșie și le scoate el cerurile asta pe nas. Nu cred, a chefuit toată noaptea. Nu? Bine, nu-l cunoști. Marițu, unde-i conașul? A plecat la moșie, boierule, încă de cu noapte. Mulțumesc. Ai văzut?
Animalul ăsta are 7 vieți în el. Uite cine a ajuns să primească un ministru în gazdă, să fie deputat. Vai de ea de țară. Eu mă duc până la Tincuța să-i dau bună dimineața și mă întorc. Du-te, 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 Mihai, du-te, că se bucură sărăcuța când te vede. Va să zic că țăranii mă cheamă la moșie. O să mă duc, o să mă duc și o să vadă el hoțul. Intră. Ți-ai amintit de mine, răule? Sărut, mâna. Am crezut că mai dormi și mi-a fost cam rușine să dau ochii cu tine. Dar ce mi-ai făcut? Cum să-ți spun? Tincuțo, o poliță de-a mea în alb, care trebuia să mă coste vreo 30.000, a dispărut fără urmă prin părțile astea. A ajuns aici din greșeală. Știi ceva? De asta ai venit să-mi vorbești. De bani. Vreau să-mi spui adevărul. Oh, nu-mi strânge mâinile că mă doare. Îți spun, da. După aia nu mai pomenești în viața ta de chestia asta. Promiți, da? Promit. Poliția ta ars ieri, am ars-o cu mâna mea. Cum? Mă umilești, Tincuțo. Nu mai știi să deosebești sentimentele unul de altul, Mihai. Iartă-mă, sunt un prost. Ești tânăr, frumos, în putere. Deci ești și puțin prostuț. Iar eu sunt bătrână. Tincuțo. A, nu, nu în ani. De câteva vreme a început să-mi fie teamă de ceva necunoscut. Mă tem să nu mor. Și n-ar trebui să mă tem, fiindcă nu-s fericită. Să de câțiva ani mă leagă de viață un simțământ nou și puternic. Să ți-l spun. Dacă nu ți-e prea greu? Mi-este drag cineva. Atât de drag, încât speram că o să pot trăi pentru el. Dar se vede că nu se poate. Te rog, Tincuțo, nu mai vorbi așa. Fii numai aproape. Ți-aduce aminte de copilăria noastră, de plimbarea de pe lac, înainte de a pleca la studii la Paris. Era un copilandru cu două fire blonde de mustață. Și eu ți-am promis că am să te aștept. Dar dura prea mult așteptarea. Știam că o să te schimbe străinătatea, viața în larg, femeile de pe acolo. De la un timp nu mai înțelegeam ce aștept și voiam să mă văd la casa mea. Iar scrisorile tale deveneau mereu mai rare și mai reci. Ai uitat că sunt fratele Sașei. În familia noastră nu iubim decât o singură dată și pentru totdeauna. Aș vrea să-ți dăruiesc ceva. Îți place inelul ăsta? Primește-l, te rog. Dacă vrei, îl primesc. Dar nimic nu poate să fie mai frumos decât asta. Șufița de păr pe care ți-am dat-o atunci la plecare. Vino lângă mine, mai aproape. Ce ai? Nu te speria, mi-a trecut. Părul ăsta poartă un parfum pe care îl regăsesc în toate lucrurile mele vechi. Când îl simt, mi se pare că vremea n-a trecut. Sau că eu, cea de atunci, am murit și că sunt alt om care se amestecă în ce nu-l privește. Dacă aș putea întoarce timpul, totul ar fi altfel. Tincuțu. Stai, stai aici. Te visez în fiecare noapte. Știu unde ești și ce simți când te gândești la mine. Tata, e o nebunie care mă încălzește. Iar doctorii nu mai înțeleg nimic și mă cred bolnavă de nervi. Dacă nu te-aș mai visa, aș muri. Tincuțo. Ce lucruri strani îți spun. Șezi aici. Reazimă-ți capul de genunchii mei. Fii numai aproape dacă vrei. Acum ești prea aproape. Aș vrea să te țin aproape, dar mi-e frică. Dacă ți-ar fi dragă altă femeie, mi-i spune. Da. Crezi că ai putea iubi pe alta? Nu cred. Se poate? Da, poftiți. Să rămânușițile, stimată domniță. Plecăm, domnule Mihai. Avem cale lungă până la Slobozia. Domnule ministru,
Vă rog și eu ceva. Orice, domniță. Lăsați-mi-l mie azi pe Mihai. Îmi pare rău să mă lipsesc de dumnealui, dar nu pot refuza o femeie distinsă și frumoasă. Fi. Vă mulțumesc. La revedere. Drum bun și vă aștept la întoarcere. Să trăiți, domnule ministru. Să rămână și ți-le, estimată doamnă. La revedere. Știi tu că noi suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ? Că suntem singuri. Câteva ore casa e a noastră și lumea e a noastră. Sărutăm în ea. Strângem. Ce este, scumpă? Nimic special, dragul. Aș vrea să mor acum, în clipa asta, în brațele tale. Am vrut să stau o oră cu tine, să mă spăl de tot noroiul. Nu se poate nici atât. Plătesc până la capăt. S-a întors de nase. V-ați culatere, mă bucur. De ce l-ai lăsat pe ministrul singur, vermi ai? Așa, nu mă simt bine. Da? Văd, ești cam încins la față, ca un buhai în călduri. Ori ai rămas să completez cu ramolitul ăla de socrul meu contra mea? Nu-ți permit. Să nu-i permiți, nu, tatu, nu mie. Ți-o fi făcut ofticoasă asta cu ochii și vrei să le ții partea pe lângă ministru? Porcule. Ai grijă, copilaș. Sunt un porc înarmat. Uite pistolul. Încă nu s-a născut ăla să-mi ia mie ceva din mână. Mă las aici! O să te... Pleacă, pleacă, te rog, Mihai. Soțul meu e cam nervos. El este până aici, în casa asta. Eu o să mă duc la tata până-i trece nebunia. Bine, Coniță, plec. Stai, femeie! Doar asta lui tatu să semneze. De ce e asta? Ce, nu vezi? O hârtie! O declarație de la Conudinu că nu vrea să-și mai conducă singur moșia și că mi-o îngrenițează în mie. Crezi că o semnează? Măcar că l-o omor, tot o semnează. Nu vezi cum mă strâng dușmanii din toate părțile? Du-te imediat să o semneze, că te nu... De ce nu mă ia Dumnezeu? Dar ce faci, tată? Exerciții de gimnastică? Trebuie să mă mai mișc puțin. Acum și o să plec la moșie. Ce cu hârtia aia? A zis Tănase să o semnezi. Ce face? Asta vrei tu să semneze tatăl tău? Eu nu vreau nimic. Să-ți fie rușine, nu mai ești fata mea. Uite semnătura mea. Tată, ce faci? Să pleci de aici, să nu te mai văd. Vrei să semnezi asta și pe urmă să mă închidă pe viață? Să mă pui sub epitropie? Cum îndrăznești? De asta te-am crescut eu ca pe floare și te-am ferit de toate. Dumneata, mi-ești părinte, el mi-e bărbat. Și mergi cu el, contra mea, hai? Pleacă, lasă-mă. Dumneata, mă gonești, el mă gonește. Te gone? Îl împușc. Îmi vrea moșia. Moșia mea, hoțul, pământul străbunilor mei. E, unde e hârtia? A rupt-o. Ce-a? E nebun. Nebun delegat ca și tine. N-ai mai avea parte de el și de tine. Că nu ești bună de nimic și mă urăști. Putoare. Ai dărâmat totul, Tănase. Vrei să-mi scurtezi viața de tot. O să-ți fac pe plac. Las că ești neam al dracului. Nu pierd tu cu una, cu două. Blestematu. O să vă bag eu pe toți în ham. O să vedeți voi cine-i stăpânul! Marințu! Marințu! Da, Conașule. Adu-mi pahar cu apă. Aș trimis după doctor. Da, Conașule. Dar abia 5 dimineața, durează până vine. Da, și blestema, tu te omori. Și hai mai repede că moare cu coada. Cheamă-i pe toți, pe Conudinu, pe Mihai, pe... Doamne, Dumnezeu, pe ea, Tincuțu. Marte, mă înjunghi cu țitele. Tincuțu, Tincuțu, ce ai, mamă? Spune ce ai. Pieriți, diavol bărboși, luați ghearele de pe mine. Tată, nu mă lăsa. Tincuțu, nu mă cunoști. Sunt eu, Tănase. Nu vreau, nu mă atinge.
Mori. Tâncuțu, nu muri. Nu vreau să mă îndrept, numai să nu mori. Te iert, Tănase. Lasă copilul la Sașa. Să-l crească ea. Te-am iert. Nu vreau. Ce te doare? Ce ai? Ține-te, nu te pierde. Uite, vine acum și ca doctorul. Nu te lăsa, zău, nu te lăsa. M-a înghețat totul în mine. Stiul ăsta înghețat. Unde sunt? Se întunec. De ce dați cu cuțitele în mine? Cuțu. Nu v-am făcut nimic. Soițica, fugi. Tată. Ce ai, fetița mea? Ce are? Ucigașule, ce i-ai făcut? Nimic, tată, nu i-am făcut nimic. Să mă bată Dumnezeu de temint. Atât dacă n-am lăsat-o aseară să se culce singură. Am luat-o în camera mea. Dar din asta nu se moare, zău, nu înțeleg. Zare, nu arde. Tincuțo. Arde tot. Pe aici, domnul doctor. Repede, doctor, vei, repede, vei și are, te rog. Nu te scurcă, îți dau orice, fă-o bine. Poftiți în camera de alături. Doctor, vă rog, toată lumea. Se face bine, doctore? A scăpat de chinuri. Ce înseamnă asta? A murit. Ce-ai spus, ticălosule? Ia mâna de pe mine, domnule. Nu se poate. Mințiți! Mă duc să o trezești! Ce-am făcut? Poate ți s-a părut, doctore? Nu mi s-a părut. Ia mâna de pe mine. Ah, Doamne! Ia-mă pe mine! Nu mai vreau să trăiesc, ticuța! Cui m-ai lăsat? Nevastă! Nevastă! De ce a murit? Spune ce a avut. De ce a murit? Vrei să știi adevărul? Da. Sau și o să scriu pe actul de deces? Adică ce ai să scrii, Pac? Paralizie a inimii. Și nu este adevăr? Oh, nu. Dar care? Dacă se află, nu mai mormântează niciun popă de urmă. Ce? S-a murit? A luat o travă! O travă! Nu se poate. Nimeni nu e așa nebun. Viața e prea scumpă. Minți, doctore! V-ați vorbit să mă nebuniți! Minți! Nu mint, domnule. Ia mâna de pe mine. Și să știi că o să te coste. Ce? Ca să scriu actul de deces cum am vorbit. Lasă, auzi, n-a spus nimic de mine. S-a trezit doar o clipă. A spus să o ierte conudinu și să dați copilului conița Sașa să-l crească ea. Nimic despre mine? Nu. Nimic? 8 ani am dormit alături. Lumea e nebună și omul puternic e singur ca un câine toată viața. Nu mai prăpădiții și nevolnici se adună ca oile, cap la cap și cu coada în afară. Lupul e singur. Blestemată să fie puterea din mine. Ticuțu! Taci, Tănase, taci! Ce? Plângi cam mult pentru o verișoară de-a treia mea? Nu avem ce vorbi, Tănase. Tu ai omorât-o. Ba, tu neisprăvitule, ai tulburat viața. N-am înțeles eu mai devreme toate astea, că n-ajungeam aici. Eu am iubit-o și eram bărbatul ei. Ce-o fi văzut la tine? Nu înțeleg, au femeile nebunia lor. Frumusețea, miroșa cocotă, a parfum ca o muiere puturoasă. Tinerețea, ți-e osul moale, boiernaș care plânge când calcă din greșeală pe un vierbe. Vorbe frumoase,
o cheade de salon. Ce va stârpi fără milă ca pe șobolan? Nimic pe lumea nu-i frumos. Nu-i nimic decât în cărțile voastre afurisite și în muzica aia de rable pe care o zdrângăniți la pian. Bestii ce sunteți! Fiare îmbrăcate în mătase! Și doctorii tăi voștri, lume bună, m-a prins la ananghie. Nevasta mi-a murit de câteva minute. Încă nu s-a răcit și el îmi cere să plătesc, să răstup gura cu bani ca să tacă. Marițo! Marițo! Stăpânică, erai ca o floare și te-ai dus. Floare albastră de câmp, prea tinerică, te-ai dus. Ascultă-o, ascultă-o. Adu sticla cu rum și cheamă-l pe doctor în camera mea. Peste o jumătate de oră să-l trimis la mine pe Cornodino. Adu-te! O moarte cu folos, doctore. Domnule, nu-ți permit. Haide, nu te supăra, te rog. Ce vrei, nu mai știu și eu ce spui și ce fac. N-am măsurat niciodată pustiu în care trăiesc. Oamenii nu te iartă dacă ești altfel decât ei. Și te lovesc cum pot. Credeam că ești mai tare, domnule Sotirescu. Și eu, doctore, și eu credeam. Vă rog, discreție absolută. Ei, asta, nici eu n-am interesul să afli. Eu trebuie să tac, altfel nu pot mormânta. Dumneata vrei să nu se afli de bani, că... Cine știe cu ei dai? Nu-i treaba dumitare. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua, doctor. Ți-ai mai câștigat o lună de dragoste cu mimea aia. Tincuțo, Tincuțo, merita să trăiești măcar ca să vezi cum e lumea. Tincuțo, Tincuțo. Maricio! Da, bănașule. Ți-am spus de acum o oră să-l trimiți la mine pe boierul bătrân. Apoi eu am vrut, dar nu s-a putut. Ce e aia că nu s-a putut? Eu am vrut, conașule. M-am și dus de două ori la dumnealui și... Și? Dar vorbești odată, făcă, te omor. Eu am vrut să-l trimit, dar nu l-am găsit. Credeam că l-ai găsit mort și pe el. Dar unde-i? Apoi spunea Ion că ar fi fugit cu o trăsură. Da. Unde a fugit? Dar ce știu eu, păcatele mele. Să vedeți, Ion crede că la moșie. Unde? La moșie, la ciulniței. Așa zice că a poruncit vizitiul. Fuți și spune lui Ion să cheame patru cai la sanie. Vine și Chiru cu noi. Plecăm imediat la moșie. Stai, dă-mi pistolul. Plecăm chiar acum. Și Marta? E ce Marta? Dar lutați-o pe sanie, ia. Se duce să răscoale țăranii. Ia rutiul lui. Las că timpul să nu fugi. Conacul meu, casa părinților mei, ce faci aici, ieftimiule? Nenadino, iată, uite, nu mă așteptam. Cum te-ai scăpat de scatiu? Încă n-am scăpat. Ai cui sunt pantofii ăștia? Ai luat scatiu, nu? Da. Aruncă-i în foc și deschide fereastra. Să iasă mirosul de mitocan. Da, uite, ascult ce ziceți dumneavoastră, dar eu zic că avem ceva mai urgent de făcut. Ce? Dacă v-a urmărit. Cred că mă urmărește. Atunci eu trimit vorbă să se adune țărani. Ai mei m-au văzut. Se aduc și pe ai lui și pe ai din Balta, cărora le-a furat pământul după proces și a sărăcit. Aici mi-era etată, socrule. Aici? Cu ce ocazie? M-am întors acasă la mine. Pleci fără să-ți mormântezi fata, ai? Tu ai ucis-o? Tu s-o îngropi. Vei cu mine să o îngropăm amândoi. Nu se cade altfel, ci o să zică lumea. Spune-le că-s bolnav la pat. Eu să mint, mă bate Dumnezeu, tata sucrule. N-ar fi prima oară. Te-am mințit eu vreodată. Ai spus că o iubesc. Ai promis că o soții ca pe o prințesă. Am iubit-o, bătrâne, nu înțelegi nimic. N-ai vrut decât să pui mâna pe moșia mea. Aici te înșeli. Asta vreau acum. Atunci n-am vrut decât pe ea. Astăzi, dacă tot am pierdut-o, am să-ți iau moșia pe care nu mai poți ține, că ești bun de coșciuc, nu de condus oameni. Și am să o aranjez eu. Scot o avere din ea și eu dau zoițichii. N-ar trebui să te opui. Fetița e os din osul dumitare. N-ai să apuci tu să fii stăpân pe moșia asta. Așa. Veneticule, ciocoi și mitocanțe ești. Tănase? Ce-i, bă? Tănase, e de rău. Ei. S-au adunat țăranii cu bâtii și topoare. Sunt porniți rău, Coane Tănase. Te-ai speriat, ai? Ia pistolul, iau pușca. Da. După ce o pune vreo doi la pământ, le trece cheful de revoltă. Așa. Aici era tare. Aici, Coane, e de rău, s-au adunat țăranii și-s furioși. Feriți-vă, e pericol. Lasă, pune mâna să legăm pe bătrân și tu.
tu, Ioane. Da, casa. Nu puneți mâna pe mine! Mi-i tocat! Ala! Nu mă strângeți așa! Coane, Tănase, dă-mi voi să-ți dau un sfat. Mă lipsesc de el, n-ai. N-ai încredere în mine, boier. Nu, flăcăule, abia după ce o să cedeze cu Rudinu și renunță la moșie, o să pot să am. Atunci n-o să conteze că mă urăști. De ce v-aș ură, Coane? De ce? Din cauza nevestei ta. Nu mai am nimic cu ea, de mult, Coane. Nu de mult, de când am eu cu ea. Ce vrei, bă? Nu era, bă, era altul. Eu am luat totdeauna de la alții numai ceea ce nu puteau să țină în mâini, fiindcă erau slabi ca tine. Ioane! Ai chinule! Da. Luați-l pe bătrân și duceți-l în sanie. Nare, eu am plecat. Tu să rămâi aici și să nu-ți bagi prostii în cap, auzi? Eu sunt pâinea ta și vinul care-ți place. Și chiar dacă mă clatin acum puțin, nu o să cad niciodată, auzi tu? Faceți, bă, soapelor! Nu vă puneți cu boierul, că o să vă usture! Dați-vă la o parte din drumul oameni buni, că nu știu ce iese! Eu zic, conașule, să-l lași pe boierul din urmă să te duci unde-i vedea cu ochi. Ce vă băgați voi între mine și s-o glume, bă, hai! Ia, ca ne băgăm, hoțule! Te omor, calicule! Omor pe tatu! Da drumul boierului și pleacă, ciumat! Oameni buni! Feriți de bună voie că vă caut și v-am pus! Nu faci bine, Tănase, taică, tu era mai deștept! Dă-te înapoi că te costă cap! Pași din drum, țoapelor! Urna să mănâncă! Hai da! Asta aici, Coniță Sașa? Eu, domnule Nae, mă mai ții minte? Se poate, Coniță, cum v-ar putea uita cineva? Atunci, de ce mă privești așa? Greu de răspuns dintr-o dată. Nu eram învățat să vă văd în negru. Vă îmbrăcați totdeauna în culori deschise, luminoase. Atunci când mi-ați salvat viața... Eu, dumitale, domnule? Dumneavoastră, mie. Când am pierdut totul și îmi pusesem pistolul la tâmplă, v-am văzut pe geam. O femeie cu ochi limpezi și fața albă. O declarație, domnule Eftimiu? Nu, doamna Damian. Da, cu ce ocazie ați venit aici la moșie? Să-l vedeți pe Conodinu? Și pe el, dar mai ales pe dumneata. Vorbele astea mă bucură și mă surprind. Bucuros pari, surprins nu prea. Aveți dreptate, mica mea diplomație e deprisosă. Trebuia să vină cineva din rude după moartea lui Scatiu. Cum a fost, domnule Nae? Cum era și de așteptat, doamnă Sașa. Cu un topor țărănesc în cap și cu altele. Abia l-am putut identifica la anchetă. Nu era prost bietul Tănase, dar prea întins coarda cu țărani. Prea era lacom. Viață de câine, moarte de câine. Să-l lăsăm pe Scatiu. Poate acum dă socoteală pentru toate. E vorba de Conodinu. Înțeleg, Conodinu. Pe fetiță, pe Zoițica, am luat-o să o crez după cum a fost dorința Tincuții înainte de a se sfârși. Noroc cu fetiții, cu dumneavoastră și cu onul Matei. Acum e vorba de bătrân. De Conodinu, nu vă faceți griji. Se pregătește să conducă iar moșia ca acum 20 de ani. Domnule Nae, știm că e foarte uzat și că după moartea Tincuții... Da, nu mai în toate mințile. Da, noi, familia... Te rugăm să ai grijă de el. Nu mai are mult și se duce. Să-i lăsăm iluziile cât se mai poate hrăni cu ele. Da, îmi cere să fiu și administrator și dădacă la un bătrân țicnit. Da, asta-și cerem. Cu noi ai trăit și spuneai că ți-am salvat viața. Să nu amestecăm, Coniță Sașa. Viața mea e un lucru fără preț. Nimeni n-ar da pe ea niciun sfanț, iar serviciul pe care mi-l cereți are un preț. Și încă bun. Te ascult. Acum v-ați supărat pe mine. Nu vreți să vă gândiți că e ultima șansă pe care o am să-mi asigur cafeaua, halatul și papuci pentru bătrânețea care nu-i departe. Sunt aproape bătrân. Înțeleg, domnule Nae. Ce dorești? Să-mi semnați o hârtie. Între noi am toată încrederea. Nu-i nevoie de martor, de notar. Bine, sunt de acord cu ce ai scris aici. Numai să-l îngrijești cum trebuie pe bătrân. Sigur.
Îl iubesc și mie milă de el. Poftim, semnez. Dar te previn că dacă nu-i asigur lui Conudinu un trai senin, acum când e sfârșit, nu mai respect nici eu angajamentul de pe hârtia asta. Se poate, Coniță, n-aveți nicio grijă, Coniță Sașa. Oameni suntem. Conudinu o să fie convins că totul aici, oamenii și dobitoacele, nu răsuflă și nu se mișcă decât când face el semn. Așa. Am și aranjat cu doctorul de nervi să treacă să-l vadă în fiecare săptămână. Îi trimit răsura să-l ia și îl plătesc. Da, o să vorbesc și eu cu el. Cu cine vorbești, n-ai? A, tu ești Sașa. Oh, ce bine îmi pare că ai venit. N-ai, așa, spune că poruncesc să aducă doi cai înșeoați. Da. Merg cu Sașa să-i arăt moșia. Da, plecăm călare, călare, n-ai, călare. Unchiule, unchiule, ce ai? Ce ai, unchiule, un doctor? Un doctor, te rog. Nu vă speriați, Coniță, așa pățește mereu. Vrea să călărească și nu știe că mai are doar un drum de făcut. Îl mai greu, în urma cailor.